Iar în cazul în care vă aflați pentru prima dată aici pe canalul meu, vreau să vă menționez că eu postez un clip nou în fiecare sâmbătă la ora 4. Iar astăzi m-am gândit să fac episodul 2 din seria Ce mâncăm noi într-o zi. Mai exact, ce mănâncă copilașii mei într-o zi. Amândoi acum au sub 3 anișori. Am făcut un episod acum aproximativ o lună de acest fel și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult și am spus că ok, de ce nu, hai să facem și pe al doilea. O, ce obosită suntem noi. Cine acolo? Este ora 8 fără un sfert, iar acum am pus semințele de quinoa la fiert pentru că în această dimineață vreau să gătesc budincă de quinoa cu banane și cu smeură. Am găsit rețeta online. Am să vă las linkul în descrierea acestui clip dacă doriți să vedeți și voi și să vă inspirați. Cred că este o improvizație pe internet, era cu alt fruct, nu mai țin minte exact. Însă mă gândesc că puteți să faceți cu ce fruct aveți voi prin casă sau care vă place vouă. Vrei papi? Da. Ia auziți, domnii vrea papi. Vrei păpică? Da. Le faci cu mânuța? Făcea? Bravo! Tu vrei papi? Nu. Nu, ție nu zi foame. Da. Și așa. Și cum vă spuneam, am uitat să menționez, semințele de quinoa le-am lăsat în apă să se hidrateze peste noapte. Iar acum, teoretic, 50 minute maxim ar trebui să fie fierte. Și să fim gata de păpică. Așa-i? Da. Super. Imediat e gata micul dejun și pupăm, bine? Și acum ce faci? Te joci cu Evi? Nu. Nu. Ce faci în guriță? Ce faci? Ce bagă Evi în guriță, mami? Căria aia bagă în guriță. Așa bagă. Trebuie să-i spunem că nu-i voi, așa-i? Nu-i voi. Evi, scoate jucăria. Îmi dai drept frumos la mami jucăria. Opa, pa. Mulțumesc. Cu plăcere. Ești tu să papi? E bun, mami? Da. Da. Și budinca de quinoa este gata. După cum ați observat, copilașii o adoră. Le place foarte, foarte mult să pape. Mie mi se pare că este un dejun foarte sănătos. Puteți să folosiți această rețetă și pe post de gustare, după felul principal sau ca și gustare între mese, cum doriți voi. Așa cum am spus, este o improvizație, însă am să încerc să găsesc de unde m-am inspirat eu inițial. Practic este foarte, foarte simplu. Doar fierbeți semințele de quinoa, după ce evident au fost hidratate, și apoi eu personal le-am mixat, le-am pus la blender. Mami, mai trebuie să mai papă un pic. Hai, te rog, mai papă. Haide, repede, repede. Da. Și le-am pus la blender și le-am pasat acolo cu fructele și aia e. Nu mai trebuie, fiind banana foarte dulce, nu a mai trebuit nimic, niciun îndulcitor și la gust este super. Așa-i, mami? Îți place? Domi, cum e budinca de quinoa? Bună, bună? Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Da, mami, da. Ce-a făcut dom? Ai scăpat limulița? Hai că te ajută, mami. Ok, acum trebuie să vă las ca să pot să mă concentrez pe ei, să fiu sigură că mănâncă. De ce, uitați ce fac după ce au popat? Nu ți-e rău, domnișoară? Tu vrei ca să faci tu la fel? Da. Tu te apălăsus. Nu? Nu? Na, hai să văd, cum te dai jos? Haide te jos, Evi. Haide jos.
Vreau să profit acum pentru că scumpii mei copilași au popaci și sunt plini de energie, după cum vedeți. Și se vor juca, sper, un pic mai mult aici singurei. Și să mă duc să fac niște brioșe. Pentru că în sfârșit avem soare. Știu că sună ciudat dacă sunteți mai ales din România, unde sunt peste 27 de grade. Vi se va părea ciudat. Dar astăzi... Da, mami, este soare. În sfârșit avem soare. Vrei să mergem afară pentru că avem soare, vrei? Nu. Nu? Și da, pentru că avem soare, mă gândesc să fac brioșele ca să le avem ca și gustare în cazul în care suntem pe drumul și li se face foame. Și da, ca să vă dați seama, ieri, de exemplu, aici în Anglia au fost 5 grade, deci cam așa temperaturi avem aici. A, și apropo, astăzi nu avem nicio activitate, am uitat să vă spun. Deci astăzi este o zi în care îmi permit să fiu mai mult tip în bucătărie pentru că nu sunt contra timp. Da, ia uitați ce mult... Asta de Evelyn din partea cealaltă, ca să poată să stea cu minte, acum mi-am dat niște struguri și tot vine la mine și pleacă și iară vine și iară pleacă. E adorabilă, cum plec din peisaj, cum repede vine și ea după mine, este atât de scumpă. Și am pus cuptorul la încălzit și acum pregătesc ingredientele pentru brioșe și vreau să vă arăt... ce rețete folosesc. Deci aceasta este rețeta pe care o folosesc. Este de pe site-ul Flavor. Așa, brioșe cu mascarpone și iaurt. Și cam acestea sunt ingredientele de care aveți avea nevoie. Două ouă, făină, mascarpone, zahăr, iaurt, linguri de praf de, două linguri de praf de copt, un topit și 80 de ml de lapte. Din nou, am să vă las în descrierea canalului, în descrierea acestui filmuleț, scuze, linkul către această rețetă, în cazul în care vreți să o checați și voi. Da, prințesă, da. Mai vrei struguri? Da, mai vrei? Da. Poftim. Scurița ta. Doamne, cât ești de scumpă. Pui, pui, pui. Cât de mult îi plac fruticelele, mă fascinează de-a dreptul, pentru că deja dacă mă urmăriți de ceva timp pe YouTube, știți că eu nu sunt fan fructe, Dominic nici atât. La Cosmin îi plac, dar ea cel puțin întrece pe noi toți. Iar am venit înapoi. Nam, 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 nam. Am, nam, 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 nam. A, ce asta? Nu mai vrei? Hai, îmi dai un kiss. Hai, dă-mi un kiss, te rog. Îmi dai? De la mami aici, așa, pe obrăvijor. Minune mică. Eu am făcut rețeta asta o singură dată până acum și am folosit acest fel de hârtiuțe cu desene animate, cu dinozauri. Și Dominic a fost foarte fascinat să încerce să pape din dinozauri, cum spunea el. Așa. Și chiar le recomand din suflet, în special pentru că și următoarea zi după ce s-au terminat, au fost foarte, foarte pufoase în interior și chiar au fost foarte, foarte, foarte bune brioșele chiar și următoarea zi când deja erau răcite și nu s-au uscat și de aceea și le fac acum a doua oară pentru că le-au plăcut foarte, foarte mult și data trecută. Ai băut, bravo!
Bravo, domn! Evi, ține acolo! Cine e acolo? Evi? Nu! Ține acolo! Fetița? Nu! Nu? Dar cine e acolo? Că! Bună din nou! Este ora 2:30, iar acum ne pregătim să păpăm prânzul. Da, mami! Da, iubita mea, da! Mâncăm papa, spune papa! Bravo! Bravo, îngeraș! Da, înainte de somnul de prânz, i-am mai dat ei lăptica, mai lăptat-o, dar n-am filmat. Dar, da, asta a fost cum a venit între gustare și prânz. Și acum, la ora 2, mă pregătesc ca să le dau supă de broccoli cu piept de pui, cu mazăre și cu morcov, care am făcut-o ieri. Iar acum am încălzit-o și am adăugat crema de brânză. Da, mami, papa? Vrei papa? Vrei? Oh, uite aici papi, uite, papi bun. Da, vrei? Așa? Și evident cum deja, cred că sunteți deja obișnuiți, la domnul va trebui să-mi dau și niște mini cheddars, niște biscuiței din aceea rotunzi cu cremă de, cu gust de cașcaval pe lângă, ca să poată să fie ceva așa mai mai tare la gust, ca să poată să mănânce, că altfel nu vrea deloc. Dar, da, am să vă arăt acum, ei nu. Uneori supa de cremă, evident, le-o dau cu crochete din acelea de pâine, însă acum nu am în casă, dar dacă am din acelea, aceea este ceea ce mănâncă de obicei. Ce faci, domn? Te joci? Am făcut mașină mare, mami. Da, ai făcut mașină mare, mare? Da. Bravo! Și acum vrei să pap? Da. Așa arată supa cremă, cum i-am spus, am fiert broccoli cu mazăre, cu morcov, cu piept de pui separat, iar apoi le-am dat prin blender cu un pic de lăptic și așa a ieșit supa. We are going up and down, up and down, side to side, side to side, round and round. Side to side, round and round, round and round, and here we go again. Hai să facem una. Vrei să mai faci o dată? Nu. Up and down, up and down, side to side, side to side, round and round. Up, up, and down. Mă doare! Păi mi-e dragă, dragă, de sau. Mulțumesc! E rușina? Da. Ți-a plăcut în parc astăzi, că am pus în parc. Mai ții minte ce-a plăcut? Da. A fost fain? Da. Da, ia mâncă de aici așa, ca să ne vedem la cameră. Da. Și acum unde vrei să plecăm? La ocean. Vrei să mergem la ocean? Dar cine a venit acasă, domn? Tatăl. Da? Este ora 5 după masa.
Cosmin a venit de la lucru și noi ne pregătim acum să mergem la ocean. Și la copilași le-am dat o gustare, ca să spun așa. Le dau breadstick-uri, prietenele noastre breadstick-uri. Și deși este un pic, s-a lăsat destul de tare frigul, am zis să profităm totuși că nu plouă, pentru că aici v-am spus, nu se știe niciodată când e frumos și când nu. Ora 7 și acum ne punem ca să mâncăm. Suntem la un restaurant, a fost un loc de joacă și ați văzut ce am comandat și acum sunt pregătiți ca să totul. Așa-i? Hai, domnule papi! Nu te-ai răsucit acolo. Thank you.
Come on. Let's go. Bye bye. Bye bye. Come on. Bun optic cu Eli. Domi. Bună din nou. Este ora 8 fără un sfert. Am ajuns acasă în sfârșit. Ați văzut, la restaurant nu prea-mi place ca să vorbesc, mai ales când oamenii în jur nu înțeleg ceea ce spun în limba română și așa. Copilașii au cam ciugulit ceea ce mâncam și noi. Domi a mâncat mai mult doar cartofii și cam atât, sincer să fiu. Și de aceea m-am mutat acum să-i mai dau și un pic de lăptic cu acele brioșe pe care le-am făcut azi după masă. Stai să-mi dau și la Evi. Baby, mi dai te acum și la Evi. Și, în schimb, Evi, da, a ciugulit și un pic de pește. Din peștele acela pane pe care l-ați văzut ei, i-am scos doar miezul din interior, evident, fără ou și fără prăjala din exterior. Am mâncat un pic de mazăre, un pic de cartofior, un pic de roșii de la tati, cred. Am mâncat și de la tine. Așa? Și acum am zis ca să închei acest vlog la... Îi dai și la Evi? Na, hai, dai și ei. Ei da deja? Ei da deja, super. Evi, uite, ți-o pus tati aici zie. Și acum ne pregătim, după ce termină copilașii de păpat, să ne punem la nănică, adică se pune pe ei. Iar apoi eu cu Cosmin ne vom uita la un film în această seară. Și motivul pentru care am fost în seara asta la acel restaurant a fost pentru că am mai fost acum ceva timp la el, câteva luni în urmă. Și aveau niște mașinuțe pe acolo pe care copilașii se puteau dădea în timp ce adulții stăteau la masă. Însă din păcate, ce nu... Însă, din păcate, astăzi nu au mai fost acele mașinuțe, dar ați văzut, copilașii s-au distrat oricum de minune la parcul de joacă în sine, adică la topocane și la toate cele. Și cam aceasta a fost ziua noastră, cam așa arată ea, iar acum, așa cum mi-am spus, îi punem la nani. Îți place papii mei, mami mei? Cum a fost astăzi la parcul de joacă? Ți-a plăcut? Da, da. Da? Super. Unde este parcul? Unde este parcul? Parcul acolo unde am mers și te-ai jucat pe leagăn, pe topogan. Așa, apropo, a fost un șoc pentru mine să văd pe Evi că știe să meargă pe topogan atât de frumos. Ați văzut, singură, a fost pentru prima dată. Ce faci, mami? Ești fericit? Da? Bă, vă pui. Încet să nu dai pe tine așa. Bravo. Așa, ok. Deci, așa cum am spus și la celălalt clip, la episodul 1 din ce mănâncă copilași într-o zi, fiecare zi este absolut diferită, cam așa arăta ziua de astăzi, a fost destul de plină, dar, în orice caz, vă mulțumim frumos pentru vizionare. Ce ai făcut, mami? Te-ai dat pe tam pantaloni? Da. Ai noroc că mergem acum sus să ne sfim în pijamale. Da. Ok. Vă mulțumim frumos pentru vizionare și vă aștept sâmbătă viitoare la ora 4. Pa, pa, pa.